Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Berbec. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de quadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de quadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Berbec. Faza de Mercur retrograd se întâmplă pentru voi pe casa 11 astrologică,
pe sectorul cercurilor mari de prieteni din care faceți parte, pe sectorul societății, al grupurilor și cluburilor la care aderați. Aveți mare grijă aici la modul în care comunicați, mai ales în mediul online. Citiți fiecare mail de 3 ori înainte să-l trimiteți. Asigurați-vă că în lista de distribuție sunt trecuți doar oamenii care doriți să vadă acel mesaj. Atunci când trimiteți un SMS, un mesaj pe WhatsApp sau pe Messenger, asigurați-vă că s-a trimis, că s-a transmis și că a ajuns la destinatar, pentru că aici, cu Mercur retrograd pe casa 11, există un mare, mare risc de probleme în comunicare, de erori din cauza tehnologiei, mai ales în comunicarea online sau în comunicarea cu oameni care sunt la mare distanță de voi, colaboratori care sunt în altă localitate, în alt județ, în altă țară sau chiar pe alt continent. Până în 20 februarie, mare grijă la comunicare. Pe cât posibil, încercați să amânați achiziția oricăror echipamente electronice electrocasnice până după această dată și încercați să evitați intrarea în parteneriate de afaceri cu oameni pe care îi cunoașteți prin grupuri online, prin cercul de prieteni sau prin anumite cluburi în care aderați până după această dată. De ce? Pentru că toate aspectele tensionate pe care Marte și Uranus din Taur le fac către vărsător, adică din casa a doua către casa 11 astrologică, suprapuse peste această fază de Mercur retrograd, pot să vă aducă pierderi financiare. Fie pierderi pe care voi le surveniți din cauza prietenilor, grupurilor sau cluburilor la care aderați, sau pe care aceste grupuri sau acești prieteni le suferă din cauza voastră. Prin urmare, mare atenție aici la aceste parteneriate de afaceri cu oameni din cercul vostru extins de prieteni, pentru că s-ar putea să nu iasă lucrurile exact așa cum v-ați așteptat. De asemenea, în cursul lunii februarie, pentru parte dintre voi, s-ar putea să fie momentul în care trebuie să plătiți anumite cotizații la anumite cluburi sau partide din care aderați și e posibil ca acest lucru să vă dea o mică gaură în buget acolo pe luna februarie. Dacă țineți cont de acum de aceste posibile cheltuieli suplimentare, nu o să fiți așa luați prin surprindere când acestea o să vină. Pentru voi, toată luna februarie, planetele aflate în vărsător vor face și aspecte pozitive, aspect de trigon cu nodul destinului și aspect de sextil cu nodul karmic. Prin urmare, aici sunt foarte bine aspectate relațiile de prietenie, de amiciție, de schimb de idei, conversațiile intelectuale pe teme de religie, filozofie, etică și morală. Aici avem o foarte mare armonie la nivelul oamenilor din jurul vostru, atât cei cu care vă întâlniți zi de zi, familie, vecini, colegi de serviciu, colegi de școală, prietenii voștri mai apropiați sau mai îndepărtați și profesorii sau mentorii din viața voastră. Toate aceste lucruri sunt foarte bine aspectate și aici vedem o armonie între toate aceste aspecte ale vieții voastre. Pentru berbeci, luna februarie va fi o lună foarte bună pentru a citi, pentru a vă lărgi orizontul de cunoaștere, nu neapărat atât de pozitivă din punct de vedere al resurselor materiale sau al banilor câștigați din muncă proprie, unde s-ar putea să existe mici tensiuni, poate niște mici pierderi sau niște cheltuieli suplimentare pe care nu le-ați luat în considerare. Luna nouă din 11 februarie aduce un nou început în cercul vostru de prieteni. Cei care vă doreați de mult să fiți acceptați într-un club sau într-un grup, puteți să primiți acest accept începând cu această zi sau puteți să inițiați noi acțiuni, activități foarte plăcute, foarte benefice pentru voi alături de prietenii voștri. O să aveți foarte mare susținere, mai ales în mediul online, unde puteți să găsiți anumite grupuri de oameni cu interese similare cu ale voastre. Luna plină din 27 februarie se întâmplă pentru voi pe casa 6 astrologică și poate să vă aducă lucruri foarte bune, foarte benefice pe domeniul sănătății sau la locul de muncă. O parte dintre voi se pot vindeca de o boală ușoară de care suferiați, mai ales dacă e vorba de ceva legat de sistemul digestiv, de stomac, intestine, pancreas. O parte dintre berbeci o să-și dorească pe finalul lunii să achiziționeze un animal de companie, un lucru pe care vi-l doreați de mult,
și acum ar fi momentul ideal pentru acest lucru. Și la locul de muncă, lucrurile stau foarte bine pe finalul lunii, unde începe să se degajeze tensiunea dintre casa 11 și casa 2 astrologică și cu această lună plină în fecioară puteți să beneficiați de mici bonusuri, mici creșteri salariale și pentru o parte dintre voi chiar și de o promovare. Per total, luna februarie este o lună foarte frumoasă pentru berbeci. Dacă aveți grijă la comunicarea online, dacă citiți cu atenție mesajele înainte să le trimiteți, puteți să vă faceți niște prieteni foarte buni, foarte apropiați, pe care să vă puteți baza de aici încolo tot restul vieții. Bun, și acum hai să vedem care este energia generală a lunii februarie pentru berbeci. Pluto în casa a 10-a în pești. Transformări în carieră, în imagine publică. Berbecii nu mai sunt dispuși să facă compromisuri, nu mai sunt dispuși să joace rolul pe care alte persoane l-au asignat berbecilor, nu mai sunt dispuși să facă compromisuri de niciun fel. În luna februarie, berbecii trebuie să se conecteze mai mult cu partea lor spirituală, cu intuiția și subconștientul lor și să se lase ghidați de toată susținerea pe care o au din lumea astrală, din lumea angelică, din lumea invizibilă, pentru a trece mai ușor peste această transformare. Această transformare nu este doar de fațadă, doar de suprafață, ci este una profundă, interioară, care se manifestă din interior către exterior. Și este o transformare care a fost generată de un moment de criză existențială, de criză filozofică, de criză spirituală, un moment crucial, un punct de cotitură la care berbecii ajung în luna februarie, care îi pune față în față cu eul lor interior, care îi obligă să se uite cu adevărat în oglindă la ce persoană au ajuns să fie și dacă acest lucru, dacă reflexia pe care berbecii o văd în oglindă în luna februarie nu corespunde cu imaginea pe care aceștia o aveau asupra sinelui lor, asupra vieții acestor, asupra destinului pe care berbecii trebuie să-l urmeze, aceștia vor trebui să facă aici niște schimbări majore. Acei berbeci care au fost foarte canalizați pe carieră, pe obținerea unei reputații publice, pe obținerea unor rezultate financiare, monetare, fizice, dintr-o dată vor deveni niște persoane foarte spirituale, cu înclinații filozofice, care dedică foarte mult timp actelor de caritate. Acei berbeci care au fost foarte egoiști și foarte centrați asupra propriilor nevoi, dintr-o dată în luna februarie se vor schimba și vor pune binele celorlalți deasupra binelui propriu. Acei berbeci care erau iuți la mânie, dintr-o dată o să devină mai calmi, mai calculați. Cu zodia pești în casa 10-a, aici ne arată că berbecii o să ajungă la un nivel superior de autocunoaștere și că valorile acestora se schimbă radical. Iar cu Pluto în pești în casa 10-a ne arată că această schimbare, această transformare este declanșată de un eveniment extern. Foarte interesant pentru berbeci. Și acum hai să vedem mesajele cărților de tarot pentru luna februarie, pentru zodia berbec, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în berbec. Pentru prima parte a lunii, mijlocul lunii și finalul lunii. Wow, foarte interesant! În prima parte a lunii, energia pentru berbeci este cea a noului debute. În prima parte a lunii februarie, berbecii vor fi reticenți la schimbare, la ideile, conceptele care vin către ei din exterior. Aceștia vor pune ziduri de apărare în jurul lor și nu vor accepta cu ușurință un alt mod de gândire, o altă perspectivă. Însă ceva se întâmplă aici pe mijlocul lunii februarie, posibil în jurul fazei de lună nouă în vărsător, în jur de 11 februarie sau în zilele imediat după această dată, care îi obligă pe berbeci să își regândească viziunea asupra vieții, să se uite mai atent la principiile, etica și morala pe care s-au bazat până acum, pentru că această sabie a adevărului care iese la iveală pe mijlocul lunii februarie îi va scutura din temelii, împreună cu acest Pluto în casa 10-a, în pești,
o să fie un moment crucial pentru toți berbecii. Pentru o parte dintre voi e posibil aici să aflați că lucrurile pe care le luați de bune în trecut nu erau chiar așa cum păreau, că cineva v-a prezentat realitatea într-un mod distorsionat și voi v-ați lăsat duși pe această cale, ați crezut această minciună, această realitate falsă și v-ați impus singur limite din cauza că vă era frică, vă era teamă, nu știați cum trebuie să acționați. Ei, pe mijlocul lunii februarie o să știți exact ce aveți de făcut. Toate aceste bariere de la începutul lunii o să cadă instant și pe finalul lunii, în ultima parte a lunii februarie, mai ales după ce Mercur iese din etapa de retrogradare, vedem aici asul de monede, un nou început financiar, o nouă direcție în cariera voastră, o direcție mult mai stabilă, mult mai profitabilă decât cea din trecut. Pe partea de dragoste pentru cei singuri este foarte important să vă eliberați de aceste limitări autoimpuse, pentru că voi sunteți singurii care vă mențineți în situația în care sunteți. Nu e absolut nimeni vinovat de faptul că încă sunteți singuri. Aici voi vă impuneți niște limitări și vă puneți niște bariere. Nu lăsați ca oamenii să se apropie de voi. Dar pe finalul lunii, posibil în jur de Valentine's Day chiar, aici aflați ceva despre propria persoană, vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, o nouă viziune, totul se clarifică și pe final de lună puteți să începeți o relație foarte stabilă cu cineva. Lucrurile se mișcă foarte rapid pentru berbeci, odată ce această sabie, acest as de săbii iese la iveală pe mijlocul lunii februarie. Pe partea de sănătate lucrurile stau destul de bine, dacă în prima parte a lunii aveți grijă de voi și nu vă expuneți la riscuri care nu sunt absolut necesare, pe mijlocul lunii o să găsiți soluția adecvată pentru voi, astfel încât de la finalul lunii februarie sănătatea, problemele de sănătate să nu mai fie în focus pentru voi. Va fi o lună interesantă pentru berbeci, o lună în care vi se schimbă radical modul de gândire și este foarte important să nu vă luptați cu aceste schimbări, pentru că o să fie într-adevăr declanșate de anumite evenimente exterioare, dar necesită și foarte multă muncă interioară. Și dacă sunteți dispuși să depuneți această muncă, rezultatul, promisiunea aici este foarte mare, foarte frumoasă, foarte benefică pentru voi. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las și cu un gând frumos, o carte din aceste carduri Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, vreau să vă readuc aminte să nu uitați să vă uitați și la videourile pentru ascendent și pentru semnul zodiacal în care aveți luna, dacă nu știți cum să vă calculați ascendentul și semnul zodiacal în care aveți luna, lăsați-mi în comentarii și o să vă las un link către un video pe care l-am pregătit special pe această temă. Și acum hai să vedem mesajul pentru berbeci pentru luna februarie. Transform fiecare experiență într-o oportunitate. Fiecare problemă are o soluție. Toate experiențele sunt pentru mine oportunități de a învăța și a progresa. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos care vine aici pe prima parte a lunii să vă readuc aminte că sunteți în siguranță. Că și atunci când lucrurile se schimbă fără voia voastră, când simțiți că nu mai puteți să controlați direcția în care a luat-o viața voastră, dacă aveți încredere în divinitate, dacă aveți încredere că planul divin este pentru binele vostru suprem, lucrurile o să iasă inevitabil bine pentru voi. O să iasă mai mult decât bine, o să iasă foarte bine pentru voi. Reveniți la acest mesaj ori de câte ori în luna februarie vă confruntați cu schimbări, când începe să pună stăpânire pe voi frica, reveniți la acest mesaj astfel încât să vă eliberați de orice temeri și să pășiți către viitorul vostru care este extrem de luminos, extrem de benefic pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în următoarele videouri. Pa, pa!